Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog de seară. Ia uitați rățuștele cum merg ele agale. Ia uitați, această rață este boboc de anul acesta. Această capulal de aici este boboc de anul acesta. Și sora ei este aceasta, capul negru. Deci sora este una cu capul alb și cealaltă cu capul negru. Și este toată neagră. Adică și la cap de bea începe să-i crească roșu în jurul ochilor. Ia uitați și rațele celelalte. Rațele muțate, rațele românești, cele leșești. Uitați cât de frumos a făcut acesta. Deci s-a făcut superb. Place enorm de mult. Pe acesta o să-l țin. M-au contactat câțiva cu rațele. Ia uitați și rățoiul moțat. Ia uitați-l ce moț mare și-a făcut. A început să bureze, să plouă. Ia uitați și caprele. Aceasta i-am pus clopot la gât, după cum se vede. Ia uitați și pe cealaltă care se urcă în mâncare. Dă-te jos! Stați țin. Dă-te jos! Trebuie să le fac iarăși curat. Acum 3 zile am scos și ia uitați ce s-a făcut din nou. Trebuie să le fac chiar curat. Nu prea, ia stați puțin să dau, să aprind blițul. Imediat. Ia uitați ce a făcut din nou și iar trebuie să... Ia uitați, capra este întuneric. Ia uitați, puiul de la cloșca pitică, de... la din acel ou care, din acele ou care spune un domn că sunt ouă de magazin. Ia uitați-l cât de mare s-a făcut. O puicuță, cred. De amaranț negru arămiu. Ia uitați și psica. Aici găinile deja s-au pus să doarmă. Ia uitați-le acolo. Mi-a spus cineva în clipul, cred că două clipuri înainte, că nu a menționat, că nu am mai amintit de mult găina pitică cu pui. Păi am amintit-o și în video anterior, dar ea acum nu mai este cloșcă și, na, este mama tuturor puilor cei pitici. Acesta este cumpărat, este unul superb, îmi place enorm de mult. Ia uitați cocoșele de conchinchina, puicuța moțată. Da, cocoșul de conchinchina este superb. Ia uitați și puiul acela pitic de la ultima serie de pui. Fuge afară, nu prea stă. Ia uitați, acești doi cocoșei, cocoșul acesta alb, este cu sânge pentru că se bate cu frățiorul lui. Aici le-am pus o scară ca să se urce și aici am pus cușca de la prepeliție. Ia uitați, această găină de cochinchina pitic, bobat. Cineva a spus, nu mai știu cine, cred că Mario, a spus că nu este bobată. Este bobată, după cum se vede, este cochinchina și este bobată. Adică, este în totalitate bobată. Ia uitați și bibilicile. Ia uitați, acesta este masculul. Deci acesta este mascul. Se vede după mărgelele lui. Și este mascul. Ia uitați și cocoșul cel negru, cum stă el, țanțul și acolo sus. Ia uitați găinile pitice cum s-au pus pe mâna mea și vor să doarmă. Aceasta este o găină, tot de la găina pitică, este una superbă, îmi place enorm de mult. O ador. Adică toate găinile pitice eu le ador pentru că am niște culori superbe. Fiindcă totuși am selecționat atâta timp culorile pentru care le vroiam. Nu mă gândeam că o să-mi iasă anul acesta așa culori cum le-am vrut. Ia uitați, acela este un cocoș foarte greu și se urcă el acolo sus. Na, nu vor să se mai dea jos. Ia să-i punem aici.
tot nu vor să se dea jos. E, uitați cum se ciupesc. Amândouă sunt puicuțe. Dați-vă jos. Nu, nu vor să se dea jos. Să le punem drept aici, pentru că nu vor să se dea jos. Mă chinuie, nu pot să nici să filmez, ok? Ia uitați. Nu vor deloc să se dea jos. Nu vor. Bine, una s-a dat deja, dar această de cochinchirea nu vrea. Ia uitați la picioare cum i s-a făcut. Dă-te jos! Nu, nu vrea deloc. Gata, am dat-o. Am reușit să o dau jos. Bibilicele doar aici dorm. Sar, ia uitați. Hopa! Nu mușca. Ia uitați, acesta este un cocoș pitic. Este foarte frumos, după părerea mea. Are niște culori superbe. Și la toți piticii, deci la toți piticii în afară de asta și ce și ăsta cu ăla, aceasta este mama lor. Este cloșca cea pitică. M-au întrebat unii abonați dacă o să o vând. Nu o să o vând niciodată. O prefer să las să moară ea de bătrânețe. Ia uitați. Și acesta, deși acesta este un cocoș scos de ea din martie. Și acesta la fel. Le sperii puțin, dar n-am cum să filmez altfel. Aceasta este tot din ea, deci se vede mamă și fică. Numai că ea are o culoare mai închisă puțin, dar sunt mamă și fică. Asta, deci asta mor după ea. Îmi place enorm de mult. Ia uitați ce culoare are. Nu știu. Enorm de mult. E una bobată, nu bobată, chiar bobată, dar e bobată cu alte culori, nu știu, habar n-am. Ia uitați, tot pe mine a venit, deci tot pe mâna mea vrea să doarmă, din păcate nu poate. Asta stă aici singură, pricăjită, sănătoși, bine, le-am dat de mâncare acum jumătate de oră. La iepuri n-o să vară nimic, o să urmeze clip în ianuarie cu ei. Ia uite, aceasta este puica cea moțată. După cum se vede, are moți. Ia uitați, are moți. Celelalte stau la rând aici jos, la rând stau și dorm. Și ia uitați, și această puică este superbă, pitică. Dar mai este una, nu știu pe unde, cred că e din afară. O să mă duc să o caut. Caprele tot se urcă în mâncare. Dragi prieteni, deja am lungit clipul. Deja s-au făcut 8 minute și nu cred că stă cineva să se uite până la final. Dar dacă stă cineva să se uite până la final, puneți hashtag animale sau am ajuns până la final. Cam acesta a fost clipul. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!